Capitala Ucrainei, Kiev, a fost zguduită de explozii vineri dimineața. Kievul a fost lovit așadar de către trupele ruse. Cel puțin 19 oameni au murit, printre care și copii. Au fost raportate alarme de raid aerian și explozii în întreaga țară. Rusia îi va deporta pe locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal, Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie, dacă aceștia nu adoptă cetățenia rusă. Potrivit decretului, ucrainenii din teritoriile ocupate care aleg să își păstreze cetățenia ucrainană pot fi deportați după 1 iulie 2024. Ели понахобили вещи, и це вибігли. А тоді вже почали всі з'їжджатися. Zelenski promite că Rusia nu va scăpa nepedepsită pentru bombardamentele rusești departe de linia frontului. Nu doar Ucraina e amenințată în continuare, ci și Republica Moldova. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev amenință Chișinăul și spune că mai târziu rușii vor intenționa să ajungă și în țara vecină. Чуємо, що полетів, злетів самоліт, полетів він. А от через хвилин 10 чуємо уже взрив. Взрив, де, що? Спочатку я нічого не поняла. Потім другий раз взірвало і на нас пішло вже, полетіли всі стекла, все. Я тільки наділа на себе одіяло повністю на голову і кажу до чоловіка, ти живий чи не живий? Ну це все ж це мгновіння і тут... Тут вже таке горить усе, Боже мій, тут уже таке страхіття у вікно, нам видно, що це не передати. І все, ми вже стали збиратися йти на вулицю.